Aș putea vorbi luni întregi despre cazuistica pe care am văzut-o cu un pacient, de exemplu, care a venit și ne-a spus că și-a înghițit proteza. Nu au fost foarte mulți de la colectiv la noi, au fost un număr de... Da, aia este o perioadă care chiar ne-a marcat pe toți. Greu. Era foarte greu și să te duci să-i vezi. În momentul în care am plecat de medicina de urgență, adrenalina aia a cam dispărut. Medicina de urgență are talentul ca într-o zi de gardă să-ți ridice adrenalina de câteva ori la niște niveluri pe care nu le poți înțelege câteodată. Dar a plătit un preț pentru viața unui al copil. Deci am terminat facultatea în 2004. La 1 ianuarie 2005 am făcut anul obligatoriu de stagiatură, cum era în perioada aia, până în 2006 la Spitalul Colentina. Jumătate partea de medicină internă am făcut-o în secția de medicină internă a Spitalului Colentina, iar partea chirurgicală am făcut-o în secția de ortopedie a Spitalului Colentina. Acolo, de acolo, de altfel și dragostea pentru traumă și medicină de urgență după care am continuat medicina de urgență, cum se continua la vremea, până în 2007, când am intrat în medicina de urgență în UPU, când s-au deschis unitățile de primiri urgențe, când au fost inventate, unde am stat până în 2013 în cadrul Spitalului Județean Clinic de Urgență Ilfov de acolo am început rezidențiatul și am continuat oftalmologia. Am început a doua specialitate cu rezidențiat și cu tot în oftalmologie, pe care le-am continuat până în 2017, în cadrul Spitalului Militar. Până în 2018, când am început să lucrez doar în privat, în Alexandria, în Clinica Nicomed. Iar în București, în Clinica Spectrum, aș putea vorbi luni întregi despre cazuistica pe care am văzut-o, de la cazuistică serioasă, reală, până la chestii foarte comice. Cu un pacient, de exemplu, care a venit și ne-a spus că și-a înghițit proteza. Și după ce l-am căutat radiologic cam peste tot, rugându-ne ca acea proteză să aibă părți metalice și noi să putem să o vedem la radiologie. Bineînțeles că a venit fisul două ore mai târziu de acasă și a găsit proteza în pahar pe partea cealaltă a patului, în optiera din stânga. El a căutat-o în dreapta, n-a văzut-o, s-a speriat omul și a venit la spital că și-a găsit proteza. am început la spitalul militar rezidențiatul, ca orice medic începător într-o specialitate. Mi-am făcut a doua specialitate într-un colectiv incredibil de frumos. Acolo m-am format, acolo m-am dezvoltat ca oftalmolog și de acolo am plecat cu foarte multe amintiri profesionale cu foarte multe skill să le spun, de prinderi profesionale. Eu venind într-o specialitate care nu avea nicio legătură cu oftalmologia, pentru că or, în orice moment apărea o traumă oculară. Noi de obicei doar triam și trimiteam din urgență către spitalul de urgențe oftalmologice sau către spitalele care aveau oftalmologie în jurul nostru, depinde cât de gravă era situația. Sau chemam oftalmologul nostru pe care l aveam în spital, deci nu prea aveam tangență foarte mare cu specialitatea, doar ce știam din facultate din anul 6. Am intrat într-o specialitate nouă, emoțiile unei specialități noi, un colectiv nou, dar ușor, ușor am început să deprindem de la datul bună ziua până la scrisul de foi și în continuare văzutul pacientului, pregătitul pacientului, până la nivelul de a opera pacienții noi singurei Intri în sală, de intrat în sală, intri, dar nu intri să participi activ la operație, ci doar inițial să te acomodezi cu sala, în primul rând, să te acomodezi cu aparatele din sală, după care trebuie să înveți instrumentarul, pentru că fiecare latură chirurgicală are instrumentarul specific. Sunt niște pași ce trebuie urmați. Trebuie, în primul și în primul rând, să înveți să intri într-o sală de operație, pentru că nu se intre ca pe stradă. Trebuie să știi să te speli, trebuie să știi să te echipezi, trebuie să respecti niște norme. De la pasul ăsta până ajungem în pacient, în pacient, în ghilimele, până ajunge să operezi efectiv pacientul, să pui mâna pe bolnav, sunt niște etape ce trebuie să trecute. Ține de fiecare cât de repede reușește să le treacă într-un mod corect. Nu au fost foarte mulți de la colectiv la noi, au fost un număr de. Pe o parte, da, aia este o perioadă care chiar ne-a marcat pe toții. Și nu au fost niște momente fericite. Încă știu câțiva între ei care sunt cu probleme foarte mari din punct de vedere emoțional. Rămase de atunci e... e da, e o perioadă foarte neagră a tuturor spitalul nu numai noastră. Greu. Era foarte greu și să te duci să-i vezi. Noi aveam grijă doar să le dăm uh, tot felul de picături pe care să le aibă cei care îi tratau lângă pat să le pună tot timpul să le umezească ochii să lumezească cornea și mergeam să-i vedem pe cei care aveau arsuri de ploapă foarte mari și așa mai departe. Vedeam să le, mergeam doar să le vedem evoluției. nu erau internați la noi în secție. Erau internați în secțiile de chirurgie plastică, în secțiile de terapie intensivă, cei mai gravi în funcție de gravitatea cazului. Deciziile nu au fost ale noastre unde sunt internații sau unde sunt duși, pentru că noi eram decât o mică parte din patologia lor și ajungeam doar efectiv să facem vizita, să-i vedem cum s-au modificat în bine sau în rău. Am avut norocul să fie în bine pentru că ochiul e foarte bine protejat de ploape. Majoritatea au fost ok. Au fost ok. Cel puțin ce am avut noi. Restul nu pot să vă povestesc că nu le-am văzut. Noi nu am primit apelul. Noi am văzut efectiv la televizor seara și a doua zi i-am găsit în spital. Și cine a fost în funcție de ziua de gardă, cei care au de gardă mergeau să-i viziteze. Și ei au stat câteva luni la noi, adică i-am văzut, nu cred, că, că, nu cred că există vreun om care a fost în perioada de spital să nu-i fi văzut. Pentru că toate consulturile erau cerute interdisciplinar, în continuu. Nu au fost operați. Niciunul dintre pacienți nu știu, nu știu sau nu mi-amintesc să fi fost operat vreun pacient de la colectiv la noi în secție pentru o patologie oculară. Nu mi-amintesc. Mi-e dor de spitalul de stat. Și duci lipsa urgențelor, duci lipsa colegilor și colectivului foarte mare, dar în același timp este mult mai confortabil. În momentul în care am plecat de medicina de urgență, adrenalina aia cam dispărut. Medicina de urgență are talentul ca într-o zi de gardă să-ți ridice adrenalina de câteva ori la niște niveluri pe care nu le poți înțelege câteodată. Cum spuneau colegii mei, e cel mai norocos la gărzi, putea să decurgă cu, exemplu, niciun caz pe 24 de ore, nicio prezentare, sau putea să decurgă cu șapte stopuri cardiorespiratorii în același timp. Gestionai pentru că tot personalul pe care l-aveam pe secție, tot personalul, avea o pregătire foarte bună din punct de vedere al BLS-ului, al Basic Life supportului și știau să acorde primul ajutor, știau să facă compresii ce știau la vremea aia pe criteriile de atunci, pentru că tot timpul se modifică. Erau tot timpul în pas cu noile reglementări și cu noile protocoale de resuscitare. Știau să dea compresii, știau să recunoască. Aveam chiar personal auxiliar care știau să recunoască un stop după monitor. Adică erau foarte bine pregătiți toți oamenii din. din și, în general, toți oamenii din UPU sunt foarte bine pregătiți. Nu că ceilalți în celelalte specialități, dar ar fi. Dar eu știu ce s-a întâmplat în UPU, că aici despre el vorbim. Spitalul Militar Central, Clinica de Oftalmologie. Este o clinică de excelență în transplantul de cornee. Transplantul de cornee proaspătă, nu grefe congelate. Să fac și s-au făcut foarte multe transplanturi care au avut rezultate de la ou la mai puțin ou. Este normal. Este transplantarea unui organ de la un donor la un primitor. Asta nu ține neapărat de tehnica de transplant, ci și de capacitatea primitorului să accepte cornea, pentru că există cazuri în care cornea este respinsă de către primitor și atunci ajungem în punctul din care am plecat. Sau poate mai rău. Dar, în majoritate, cazurile au fost rezolvate cu succes și au fost cazuri uluitoare. Am avut cazul unei fetițe care a sărit într-un canal de irigații să salveze o altă fetiță de la nec. Nici în ziua de azi nu cred că știm exact ce a fost în canalul ăla, pentru că a făcut cheratită fungicobacteriană o virală, o ceva fulminant, a avut ambele cornee distruse și în timp a fost retransplantată bine. Nu ai cum să revii la vederea pe care a avut-o inițial, dar a plătit un preț pentru viața unui al copil. Noi lucrând cu țesut proaspăt, nu știm. Suntem anunțați de către Rom Transplant că există Ochi. Îi recoltăm noi sau îi recoltează alte clinici și ni trimit. Există o listă de transplant. Se alege primitorul în funcție de vârsta donatorului și mulți alți factori. Se cheamă de acasă primitorul, se internează, se intră, se operează. Nu se poate programa. Cornea este proaspătă. Trebuie pusă cât mai repede suntem un pic presați de timp, pentru că trebuie păstrați ochii corect, trebuie să nu depășească o anumită perioadă de timp până ajung, adică suntem un pic presați de timp, dar e bine să-i punem cât mai repede cu putință.